Am descoperit că am endometrioză târziu. Târziu însemnând la 30 și un pic de ani. Toată lumea îmi spunea că nu este, ești perfect sănătoasă, nu ai nimica, analizele ți ies bine. Ok, pot să înțeleg că sunt bine, dar simt că nu sunt bine. Căutând pe internet ce înseamnă endometrioza, am citit că endometrioza provoacă infertilitate. Am avut un șoc. Am avut un șoc foarte mare. Foarte mare. Am crezut că sunt un caz ușor. Am sperat că sunt un caz ușor. Cu câteva zile înainte de Crăciun, m-am urcat pe masa de operații și m-am operat. Nu a fost o operație ușoară. Recuperarea a fost grea. A fost de lungă durată și încă este de lungă durată. Spuneai mai devreme că endometrioza provoacă infertilitate. Anul trecut ai reușit să rămâi însărcinată și din păcate să pierzi două sarcini. Da. Anul trecut a fost o altă lovitură. Am rămas însărcinată. Prima oară în ianuarie, fericiți că după atâta chin și suferință, uite că există răsare și soarele pe strada noastră. Dar, din păcate, sarcina s-a prins pe ovarul stâng. Problemele mele cu endometrioza sunt pe partea stângă. Drept urmare, am pierdut o sarcină. Pierdut, de fapt, prima sarcină. A fost greu. Am pierdut-o fragmentat. Nu s-a pierdut dintr-o dată. Și au fost niște luni grele. În iulie am rămas a doua oară gravidă, la 6 luni după prima. Din nou, fericire mare, dar o fericire cu frică. Din păcate, la 6 săptămâni, după ce am aflat că-s gravidă, m-am trezit într-o dimineață și am pierdut sarcina. Am aflat că și a doua sarcină a fost tot pe partea stângă, tot pe partea pe care endometrioza mea a făcut ravagii. Și din cauza ei, de fapt, am pierdut și prima sarcină și a doua sarcină. Am învinovățit totul, m-am învinovățit pe mine că din cauza mea, că eu sunt de vină, că endometrioza m-a adus în stadiul ăla. Orice aș face, oricât aș lupta, orice, nu... Asta este... Asta va fi tot timpul rezultatul. De câte ori voi rămâne gravidă, asta așa am gândit atunci, endometrioza o să zică nu, nu ai dreptul ăsta. Nu știu să spun pentru ce lupt. Aș putea să spun că lupt pentru mine. Și da, lupt pentru mine. Pentru că am vrut să renunț. Mi-am dorit să renunț. Am avut momente în care am zis, nu-mi pasă, nu mai vreau. Ce-o fi, o fi. Și totuși lupți și nu renunți. Și totuși lupți și nu renunți, da. Dar nu știu dacă am ceva care aș putea să definesc de ce nu renunț. E ceva acolo numit speranță? Întotdeauna, da. Ce-a schimbat la mine? Eticheta pe care mi-am pus-o. Că am endometrioză și asta este. Adică resemnare? Da. Da. Asta a schimbat la mine. Ai filmat pentru Endodisei, primul film documentar din România despre endometrioză. Cum a fost experiența asta pentru tine? Intensă. A fost foarte intensă, dar
în același timp am simțit o împlinire. Pentru că durerea a ieșit la suprafață. Cu ce motivație aștepți lansarea Endodisei? O motivație? Bucuria de a vedea, și nu numai eu, ci toată lumea, de a vedea ce înseamnă endometrioza și cum este să trăiești cu endometrioza. Știi ce e?